Iubiți frați, suntem în desfășurarea seriei de predici cu titlul În locul meu. În această seară vom poposi într-un loc care a însemnat pentru istoria creștinismului un fel de vitrină, un fel de imagine plină de sugestie a planului de mântuire concentrat, condensat într-un moment care s-a desfășurat chiar sub cupola templului lui Dumnezeu. Vom citi împreună în Evanghelia după Ioan, la capitolul 8. Lucruri care ne sunt așa de bine cunoscute. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu, și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Mi-ar place și mie dacă unele din serviciile divine n-ar fi ținute la costum și la cravată, la amvoane, în poziții din acestea verticale, ci ar fi ținute ca aceasta. Domnul a șezut jos ca să-i facă să se simtă acasă, să se simtă în jurul Tatălui lor și al Mântuitorului lor. N-a lăsat niciun obiect de lemn sau vreo formulă să se așeze între el și iubiții lui. Ci era acolo înconjurat de oameni. Știți, diavolului nu-i place când poporul lui Dumnezeu este hrănit. El vrea să-i vadă istoviți, înfometați, devastați, bolnavi, împrăștiați. Lui nu-i place acest lucru. Însă toate atacurile lui se transformă totdeauna în binecuvântări pe măsură. Atunci cărturarii și farisei au adus o femeie prinsă în desfrânare. Au pus-o în mijlocul norodului. Cine mai era în mijlocul norodului? Domnul însuși era chiar acolo, chiar în mijlocul norodului. Și au zis, învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea desfrânarea. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. În locul meu. Aș vrea să vă spun că obiectul sau ținta gloatei care venise acolo nu era femeia. Ea era numai mijlocul de care se foloseau. La mijloc nu era ea. La mijloc era Domnul Hristos. Și el era la mijloc datorită ei, datorită faptului că a ales să stea în locul ei. De aceea a ajuns Iisus la mijloc. Ce scria Iisus pe pământ nu ne-a fost lăsat în Evanghelie. Unii oameni au privit și au spus așa cu un pic de iz de răzbunare că Iisus scria acolo păcatele lor. Și când și le-a arătat, uite cine sunteți, și când au văzut, au ieșit unul după altul afară. Poate că așa s-ar fi întâmplat dacă eram eu în locul Domnului și aș fi știut ce știa el despre ceilalți. Vreau să spun că mesajul a ceea ce scria Iisus pe pământ, în fața lor, era unul singur și simplu de tot. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca voi care stați acum aici și vă uitați să nu pieriți, ci să aveți viață veșnică. Cuvintele pe care le scria el acolo, în mod sigur, a fost ceea ce era întotdeauna lupta lui Iisus, mâna lui întinsă, de a prinde pe oamenii aceștia să-i mântuiască. Chiar acolo, sub cupola templului, Fiul lui Dumnezeu stă în cea mai de nedorit postură, între sfinți și păcătoși.
Deși misiunea sfinților a fost dintotdeauna să aducă pe păcătoși la Dumnezeu, a trebuit totdeauna ca Domnul să stea între sfinți și păcătoși, pentru că sfinții doresc neapărat omorârea păcătoșilor. Ei au adus pe păcătoși în templu, dar nu ca să fie mântuit, ci ca să fie condamnat. Și până astăzi, Domnul Hristos trebuie să stea între sfinți și păcătoși. În mod tragic, păcătoșilor a ajuns să le fie frică să vină între sfinți. Frică din diferite motive, emoții care n-ar trebui să aibă loc. O adevărată deraiere de la misiune, de la ținta bisericii, s-a produs și Domnul Hristos trebuie să stea și astăzi între sfinți și păcătoși. Biserici se condamnă la moarte între ele. Biserici creștine, cele sfinte condamnă la moarte pe cele pe care le consideră nesfinte. Biserici au ajuns să se declare drept posesoare și distribuitoare a mântuirii. Și Fiul lui Dumnezeu stă între sfinți și păcătoși. Misiunea acestora care au adus pe femeia aceea acolo, aceasta era, ca să o aducă acolo. Dar nu cu gândul acesta, ci ca ea să cunoască pe cineva. Însă cum poți să dai unui om ceea ce tu nu ai? Cum puteau ei, sfinții aceștia, să dea femeia aceleia pe Domnul Hristos pe care ei nu-l aveau? Tot ce au putut să dea au fost pietre, pedepse și moarte, dacă se poate. Tot ce au putut să dea a fost bănuială, suspiciune și condamnare la adresa Domnului Hristos. Chiar acolo. Este greu pentru creștini să accepte astăzi că poporul lui Dumnezeu este răspândit în toate bisericile din jurul nostru. Este foarte greu. Chiar dacă spunem cu gura, inima e departe de așa ceva. Este foarte greu pentru biserica creștină să accepte că în afară de zidurile pe care le-a înălțat ea până la cer ca să se separe de lume, e greu pentru ea să accepte că Dumnezeu mai are și alte oi, care sunt tot ale Lui. Este foarte greu. Este foarte greu să renunțăm la ideea că mântuirea este proprietate personală. Mereu circulă printre noi o vorbă. Ah, mulțumesc lui Dumnezeu că mântuirea e personală. Ce vrei să spui cu aceea? Mântuirea e personală, auzi. Credeți așa ceva? Păi știți ce i-a spus Satana Domnului Iisus pe cruce? I-a spus, mântuirea e personală. Cum i-a zis? Mântuiește pe tine însuți, frate, mă bucur că e personală mântuirea, nu? Biblia spune că noi suntem un trup, suntem trupul lui Iisus și El este mântuitorul trupului. El nu mântuiește o mână într-o vale, un picior pe un deal. El mântuiește trupul. Și voi toți sunteți un organism, voi toți sunteți un trup. Și ori de câte ori ne este greu să renunțăm la noi înșine, ori de câte ori nu ne mai găsim locul în poporul lui Dumnezeu, atunci spunem, mântuirea e personală, Doamne, bine că e personală mântuirea. Nu-i deloc personală mântuirea. Cei ce spun acest lucru vor să zică de fapt că mântuirea poate fi izolată, mă pot izola de poporul lui Dumnezeu și pot să fiu mântuit acolo. Cei ce spun acest lucru preferă să stea acasă uneori, să citească sau să doarmă, să se odihnească, nu să se întâlnească cu poporul lui Dumnezeu și cu Domnul. Pentru că mântuirea e personală până la urmă. Ceea ce se întâmplă în acest tablou, ceea ce Sfânta Scriptură arată de la început până la sfârșit, este că poporul lui Dumnezeu este mântuit de Dumnezeul lui. Domnul nu conduce, scrie un cuvânt inspirat, oameni unul aici și altul colo, având idei contrarii unii altora, ci El conduce un popor în această lume. Un popor care nu este limitat la anumite ziduri sau la anumite formule, ci este răspândit pretutindeni sub ceruri, prezent peste tot, prezent în guvernele lumii, prezent între minieri, prezent până și unde era Roger Morneau. Până în rândurile celor mai de jos, celor închinători la diavolul. Până chiar și acolo, Dumnezeu avea o oaie care era a Lui. Până chiar și acolo, mai am și alte oi. El s-a apucat să scrie pe pământ mesajul mântuirii.
Dar oamenii insistă, nu încetau să întrebe, spune, Moise a spus să ucidem cu pietre pe astfel de femei, ce zici, ce zici, spune, ce zici? Aș vrea să vă întreb, a respectat Domnul Hristos Vechiul Testament în dreptul acestei femei? Când ei spuneau, uite, Moise a poruncit să omorâm cu pietre pe astfel de femei. Tu ce zici? A respectat Domnul Hristos Vechiul Testament aici? Sau n-a respectat? L-a respectat? Cum e, Otinel, tu dai din cap? Tu ai mai pus ceva acolo? Fraților, nu putea să fie cineva care să respecte pe Moise decât cel care îl inspirase pe Moise, care nu respecta de fapt pe Moise. Moise respecta pe cel ce îl inspirase, nu Iisus respecta pe Moise, Moise respecta pe Iisus. Nu putea să fie altcineva. Nu putea să fie un exemplu întrupat de ascultare a cuvântului ca Iisus. Dar de la cum înțelegeau oamenii să aplice Vechiul Testament și legea lui Dumnezeu, până la menirea acestei legi era o distanță colosală, astronomică. Legea nu fusese dată ca să omoare oameni. Fiul omului n-a venit aici să judece lumea sau să condamne la moarte, ci a venit să mântuiască, să salveze. Dar până la urmă a dat Iisus cu piatra. Până la urmă a dat voie celor de lângă el să dea cu piatra, cei care veniseră acolo să dea cu piatra, pentru asta erau acolo pregătiți. Da, a spus, clar, legea este dreaptă, sfântă și bună. Dați cu piatra. În ordine. Cine nu are niciun păcat, primul, poftiți în față, următorul care are un păcat, numărul 2 sau 3 sau, mă rog. Apoi se pleacă iarăși și scrie cu degetul pe pământ. Aș dori să pun o întrebare și vă rog să vă gândiți serios, chiar dacă s-a făcut un pic cald aici și tinde să ne adoarmă din nou. Capul sus, fraților, nu vă lăsați ispitiți. Capul sus. Vă rog să răspundeți la această întrebare. Care a fost cel mai mare păcat, cea mai mare greșeală a celora care au adus femeia la Iisus? Cine poate să spună? Vă rog să vă gândiți bine. E o întrebare destul de serioasă și are legătură cu viața noastră. Nu este o simplă întrebare cu tâlc, ia să vedem cine știe. Nu. Nu, are o legătură profundă cu viața noastră. Care a fost cel mai mare păcat al acelora care au adus femeia la Iisus? Cum? A vrut să-L ispitească pe Domnul. N-au luat în considerație că și ei sunt la fel de păcătoși. Cel mai mare, fiți atenți, vă rog să notați, cel mai mare păcat. N-au văzut bârna? Poftiți? Ei organizaseră, da. Dar întrebarea mea este, care a fost cel mai mare, toate acestea care le-ați spus și mai multe care o să le spunem aici, toate acestea sunt păcate care au fost comise cu această ocazie. Și femeia aceea a păcătuit cu omul acela lipsă la apel cu acea ocazie și cei care au adus-o acolo au făcut diverse păcate. Este un lanț de păcate, dar întrebarea este care a fost cel mai mare păcat pe care l-au comis ei și pe care nu l-a comis femeia aceea. Nu judecați cum? Ispitirea lui Dumnezeu? Condamnarea la moarte? Poftiți? Răzbunarea? Scopul? Luați seama, vă rog, fiți foarte atenți, citesc mai departe, întrebea, nu vreau răspunsul de la noi, noi suntem studenți ai Bibliei, nu? Și noi trebuie să gândim. Când au auzit ei cuvintele acestea, adică cuvintele, ghiță? Păcatul că împotriva Duhului Sfânt, nu și-a recunoscut vina. Păcatul împotriva Duhului Sfânt, fiindcă nu și-a recunoscut vina. Știi că există vindecare și pentru treaba asta. Versetul 9. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și subliniați în Biblie acum. Și-au ieșit afară. Unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Cum? Da. Da, uite, Cornel,
Beldiman a dat deja răspunsul la această întrebare. Cel mai mare păcat pe care îl poate face un păcătos este să plece de la Domnul. Acesta este păcatul din Evrei capitolul 6 și din Evrei capitolul 10. Acesta este păcatul. Plecarea de la Domnul. Acolo îndeamnă să nu părăsim adunarea noastră, căci dacă facem, și când spune adunare se referă la Iisus, dacă facem lucrul acesta, nu rămâne o altă jertfă pentru păcat. Păcatul lor cel mare, a fost o mulțime de altele, păcatul lor cel mare a fost că, zice, nu au venit la mine ca să-i vindec. Au plecat dinaintea Domnului, au ieșit afară. Dumnezeu nu poate vindeca pe cineva care pleacă de la El, ci pe cineva care vine la El. Dumnezeu nu poate vindeca pe nimeni cu forța. Și cine pleacă de la Domnul nu mai are unde să se ducă. Au ieșit, spune aici, au plecat unul câte unul. Unde au plecat? De la Domnul unde să pleci? Nu este decât o singură destinație. Când cineva pleacă de la Domnul, unde se poate duce? La diavolul. N-are unde. Nu există o altă destinație cu ocazia plecării de la Domnul. N-are unde să meargă cineva. Păcatul cel mai mare, vreau să vă întreb din nou, al tânărului bogat, care a fost păcatul lui cel mai mare? Asta a fost. Pentru că iubirea de avere, e vreunul bolnav de dragoste de avere, avem un mare medic care vindecă extraordinar și face din cel mai zgârcit om și din cel mai avar, face un om generos care te uimește. Dumnezeu vindecă. Nu boala lui și păcatul lui cel greu nu a fost iubirea de avere, ci faptul că a plecat de la Domnul. Și plecând de la Domnul, unde a plecat? La diavolul. Nu există altă destinație. El a plecat de acolo. Care a fost păcatul lui Iuda? Că a ieșit afară. Că a ieșit afară. Ce încerca Domnul Hristos să facă acolo în camera de sus? Când i-a dat bucățica de onoare lui, când i-a spălat picioarele lui, ce încerca Iisus să facă acolo? Ce voia să facă? Nu încerca, voia să facă și chiar lucra la acest lucru atunci, în clipele acelea. Să-l salveze. Dacă el ar fi fost în afara planului mântuirii, Domnul n-a mai discutat nimic cu Saul când Saul s-a depărtat de Duhul Sfânt și a întors spatele pentru totdeauna. Dar Iisus încearcă să-i câștige inima. Păcatul lui nu a fost iubirea de arginți și faptul că s-a dus să vândă pe Fiul lui Dumnezeu, ci faptul că nu a stat să fie vindecat de acea grozavă boală, iubire de arginți și vânzarea Fiului lui Dumnezeu. A plecat din fața Domnului. Nu erau aceștia mai păcătoși decât cel care îl înșeală pe fratele lui și îi cumpără dreptul de întâi născut cu o mâncare de fasole. Vedeți ce pricepuți sunt unii oameni, ce investiții au. O ciorbă, cât ai investit în treaba asta, Iacov? Cât ai investit? O ciorbă, fraților, atât ai investit. Și ce profit a ieșit în treaba asta? Dreptul de întâi născut. Asta, într-adevăr, e afacere evrească, e foarte serioasă. Da. Nu era acesta, adică să pui un pic de fasole și să te afli cu altceva. Nu era acesta mai sfânt sau mai bun decât ceilalți. Care a fost însă binele din viața lui? E un singur bine care poate să-l facă un om pe pământ. Unul și numai unul. Care a fost binele omului acesteia? Binele din viața lui? Ce bine a ales omul acesta? Spre deosebire de alții. Asta a fost. Asta, mulțumesc, frate Rădăiaș. Nu te las, nu, cu niciun chip. Lasă-mă să plec, a zis Domnul. Eu nu vindec pe nimeni cu forța, eu nu mântuiesc cu forța pe nimeni. Nu! Și s-a luptat până la ziua cu el. Nu te las. Și cum a zis? Până nu mă binecuvintez, nu te las, cu niciun chip. Acesta este singurul bine pe care un om poate să-l facă pe pământ. Să rămână în Domnul Hristos. Indiferent ce este la mijloc. Indiferent ce este la mijloc. Dacă cineva ar fi apăsat de crime împotriva umanității sau de oribile păcate de care nu se poate ierta singur, cum discutam miercuri seara cu frații aici, Biblia spune că
Dumnezeu nu te iartă dacă nu ierți din toată inima pe fratele tău. Și cine este primul tău frate? Tu însuți ești primul tău frate. Dacă tu nu te ierți pe tine, în timp ce Dumnezeu te iartă. Singura și marea virtute a fiecărei ființe omenești este aceea de a veni la Domnul Hristos. Dar pe cât pare de simplu, pe atât este de greu pentru firea pământească, pe atât este de baricadat de diavolul drumul acesta, pe atât este de minat, încât dacă va fi posibil nimeni în final să nu ajungă, să nu ajungă acolo. Oamenii aceștia au adus-o pe ea. Erau într-un loc bun toți. Și mântuirea era pregătită și pentru ea care a fost adusă și pentru ei care au adus-o. Fiul omului venise să o scape și pe ea, să-i scape și pe ei. Dar nu poți să scapi pe acela care nu are nevoie de scăpare. Citeam despre Sam Jones că a avut niște adunări unice, aș putea să spun, în istoria creștinătății, a predicării în creștinism. Se numea Quitting Meetings. Adunări pentru... Cum să traducem? Cine mă ajută? Quitting Meetings. Adunări pentru încetare, să zicem. Pentru, și ce se întâmpla? La adunările acestea, el făcea apel la toți oamenii și întreba așa, și spunea, cine vrea să se lase de ceva anume? Și se ridica unul în picioare și spunea, până astăzi te-am furat. De astăzi mă las. Am terminat. Până azi am mințit sau până am desfrânat sau uite ce am făcut. Quitting meetings. Adunări de încetare. Și cei care și-au luat un astfel de legământ în fața lui Dumnezeu, în puterea lui din acele quitting meetings, au fost oameni biruitori. O doamnă însă nici nu se înscria la nimic vreodată, nici nu avea nimic de spus, ea stătea foarte pioasă în scaunul ei, așa. Până când într-o seară se ridică și ea la quitting meetings. Și o întreabă Jones, tu de ce vrei să te lași? Ce lucru ai în viața ta de care vrei să te lași? Și a zis așa, zice, până în seara asta, până în acest moment, eu n-am avut nimic de ceea ce să mă las. Și în această seară mă las de acest lucru, de a nu mai avea nimic de ce să mă las. Mă las de lucrul acesta. Nu o să mai zic în viața mea că n-am nimic de care să mă las. Ba da, am. Toți cei care erau acolo aveau ceva de care ar fi putut și ar fi trebuit să se lase. Iisus stă în mijloc împreună cu femeia. Și nu numai că stă împreună cu ea, dar stă în locul ei. Pentru că femeia aceasta are să plece de acolo, la porunca lui, du-te și să nu mai păcătuiești. Dar Iisus va rămâne pentru totdeauna în locul acela, sub degetul acuzării și al condamnării. Aceasta a fost una dintre cele mai grele acuzații care i-au fost aduse, asocierea lui cu păcătoșii. Faptul că lua partea lor și pur și simplu se identifica cu ei, se așeza în locul lor, și a apărat viața lor, nu păcatele lor. Niciodată nu s-a întâmplat aceasta. În realitate, nu era nimeni acolo care să dea cu piatra, era unul singur care putea să dea cu piatra, cel ce n-avea niciun păcat, el putea să dea cu piatra și el literalmente a dat și a dat foarte tare. Dar nu în ea, ci în păcatul ei. Du-te și să nu mai păcătuiești. A tras direct în el, în vrăjmașul acesta. Ne vom muta din locul acesta la un tablou care mișcă orice inimă omenească, oricine îl va citi vreodată, Luca 7. Un fariseu roagă pe Iisus să mănânce la el. Ce ziceți de rugăciunea aceasta, de rugămintea fariseului? Bună sau rea? Bună. Cea mai bună, ce ziceți? Cea mai bună rugăminte? Totdeauna omul
vrea să facă el ceva pentru Domnul, să-i dea de mâncare Domnului, să-i dea, face el ceva pentru Domnul. Nu credeți că avea ceva de rugat mai important decât aceasta? Ce ar fi trebuit el să roage? Să vină să mănânce la el? Domnul spune, ce-mi trebuie mie mâncarea voastră, taurii voștri, țapii voștri? De ce? Nu este al meu pământul cu voi cu tot. Ce-mi trebuie mie darul vostru? Fariseul roagă pe Iisus să vină la el să mănânce. Domnul primește darul, dar este trist că atât de puțin. Era ocazia de aur a acestui fariseu să roage pe Iisus altceva. Și anume să-i spună, Doamne, mântuiește și sufletul meu, să fi înălțat rugăciunea tâlharului de pe cruce. Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Să fi scris în Biblie, fariseu a rugat pe Iisus să-și aducă aminte și de el când va veni în împărăția cerurilor. Dar el îl roagă să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă, nu ca să mănânce, ci așteptând ocazia să ofere mântuirea acestui suflet. Iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. A fost o priveliște plăcută aceasta, ce ziceți? Pentru cei ce erau acolo. Erau oameni cu familie, erau oameni serioși, erau părinți cu copii acolo. Scena aceasta care putea să sugereze tot felul de lucruri celor cu minți susceptibile la astfel de mesaje. Scena aceasta era deosebit de jenantă. Pentru cine ar fi trebuit să fie cea mai jenantă? Pentru Iisus, căruia dintre dumneavoastră v-ar conveni să vină cineva acasă într-o zi și când e casa plină cu oaspeți, să vă sărute picioarele, să vă... Cui ar place așa ceva? Cui ar trebui așa ceva? Îi trebuia lui Iisus să-i sărute cineva picioarele sau picturile? Trebuie lui așa ceva? Cei care erau acolo s-au simțit literalmente jenați. Mai ales că nu era vorba de vreo fică sau vreun fiu. Ci era vorba de ceea ce scrie aici, că o femeie păcătoasă din cetate a venit. Unul să-și ia pleacă și spune la urechea altuia, l-ai văzut pe cutare cu cine vorbea sâmbătă, a stat acolo de vorbă tot timpul, gesticulau, nu știu ce-o fi vorbit. Că aceasta era o femeie care de-astea vorbea, sau despre acestea de-astea se vorbeau despre ea. Și încearcă să fii în locul lui Iisus, să te abordeze o astfel de persoană, și să facă astfel de gesturi. Numai că acolo era cineva care nu putea să înțeleagă greșit ce se întâmpla. Obiceiul vremii aceleia era acesta, când venea un oaspete în casă, primul lucru îi erau spălate picioarele. Al doilea lucru era îmbrățișat și sărutat pe obraz și al treilea lucru îi se turna mireasmă în păr. Așa se primea un oaspete. Și Dumnezeu judecă generația aceea și lumea aceea după legea aceasta, care era a lor acolo. Numai că aceste lucruri nu se întâmplă cu Iisus. Fariseul Simon, care fusese lepros, este fie mândru și consideră pe Iisus un oaspete curios. Fie îi este frică de cei din secta lui, nu cumva să audă că l-a primit așa cordial pe Iisus. De aceea îl primește foarte rece. Foarte rece și vrea să pară că este aproape indiferent pentru această vizită. Domnul nu se cramponează de primirea aceasta rece, pentru că el avea de gând să-l primească în mod călduros pe omul acesta în împărăție. Numai că pe când s-au desfășurat aceste lucruri, și cei ce le știau le-au observat, tabloul se schimbă deodată și ceea ce lipsise la primirea lui Iisus se împlinește într-un mod incredibil. Nu a fost apă să-i spele cineva picioarele, dar s-au găsit lacrimi. Augustin spune, lacrimile sunt sângele inimii, așa se exprimă inima. Nu s-a găsit apă. Nu s-a găsit un prosop să șteargă picioarele lui, dar
părul capului ei. Nu l-a sărutat nimeni pe Iisus când a venit în casa aceea, dar ea îi săruta picioarele. Nu i-a pus nimeni mireazmă în păr, dar ea l-a uns cu mir. Neînțeles tabloul acesta de oameni, era totuși așa de profund trăit de Domnul Hristos, încât el a zis, aceasta este pregătirea mea pentru moarte. Acest gest, aceste gesturi atât de pline de esență și de mesaj, mi-au pregătit sufletul să pot înfrunta moartea. Nu mai certați pe femeia aceasta. Ea m-a pregătit pe mine pentru mormântare. Care era taina dintre primirea atât de rece și cealaltă atât de jertfitoare? Spune Domnul, s-a întors după ce i-a spus lui Simon despre cei doi datornici. S-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, ți-a fost jenă să mă săruți. Am observat în serviciile noastre divine și în manifestările noastre aici la biserică, noi cântăm așa mai mult în poziție de drepți, cu privirile fixe, sculptate. Ar fi foarte jenant pentru cineva din mijlocul nostru să cânte cu bucurie aici în mijlocul nostru. Frații ar spune, Doamne, ăsta s-a zăpăcit puțin la cap, știi? Sau l-ai văzut pe putare, ce excitat era la adunare, dragă, n-am văzut așa ceva, știi? E jenant, nu, să te manifesti. Pictura în culori moarte, aceasta este foarte apreciată în vremea noastră. Era și atunci pentru o anumită categorie. Vezi, zice, tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Femeia aceasta era o femeie păcătoasă, dar chiar credem noi că ea n-avea un pic de conștiință, de simțul măsurii, ea nu știa unde este, ea nu știa ce gândesc oamenii din jurul ei. Ne gândim la așa ceva? De obicei, persoane ca acestea sunt experte în a sonda opinia publică și au o legătură mult mai puternică cu lumea decât ne închipuim noi. Una singură a mers în Samaria și la o vorbă de a ei a ieșit tot orașul afară să-L asculte pe Iisus. Cred că această femeie chiar n-a știut? Ba da! A știut tot scenariul acesta, a știut ce vor înțelege ei din gestul ei, dar ce-i pasă ei? De ce înțeleg ei? Pe ea o interesează ce înțelege unul singur, Iisus. Dacă Iisus înțelege ce fac eu, e de ajuns. Cât despre cei din jurul meu, dacă nu înțeleg astăzi, vor înțelege în ziua aceea. Unii în lăuntru zidurilor, alții în afara zidurilor. Dar vor înțelege în final. Chiar cei mai aspri judecători. Vezi, tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat, n-a încetat și măcar te-ar fi făcut-o odată așa, ușor și terminat. Dar auzi, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Dom'le, nu se mai termină femeia acolo odată? Ce se întâmplă acolo? Dar până unde? Până când? Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn? Pentru că ar fi auzit ceilalți farisei că tu m-ai primit cu cinste și te-ar fi judecat. Trecu și eu pe lângă o astfel de treabă. Oameni cu care mă întâlneam în oraș sau în altă parte, o bucurie, brațele deschis, mare bucurie, cu tare, frate, am auzit, vai, ce bucurie. Ne bucurăm și după aceea mă întâlneam cu aceiași oameni într-o iubiție undeva. Atunci fețe împietrite, nici bună ziua, privire în alt unghi, se uitau de undeva, au scăpat din vedere. Nu m-au văzut, fiindcă erau alții care se uitau să vadă aceștia ce zic sau ce fac. Pentru altul ar fi putut să fie jenant. Pentru mine n-a fost decât un prilej de rugăciune. Înțelegeți, oameni, îmi pare rău că nu sunt liberi. Îmi pare rău că își vând libertatea în mâinile altora. Și ce îmi pare mie dacă tu te strâmbi când eu pe cineva din toată inima mea. Strâmbă-te, frate, dar cu grijă să nu rămâi așa, că e o problemă cu treaba asta. Am mușchi, dacă îi forțezi prea o dată, nu se mai relaxează. Rămâi nasul într-o parte. Cine știe ce se poate întâmpla? Auziți, de când am intrat,
Ea n-a încetat să-mi sare picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mire. Măi, omule, înțelegi tu ce se întâmplă aici? Înțelegi ce se întâmplă aici? Bună ziua, ne-mi ai dat și uite la diferență. Nu cumva îți pui vreo întrebare? De aceea îți spun, aș vrea o întrebare. Care a fost motivul iertării păcatelor acestei femei? Zorica ne-a răspuns, bi mult. Așa scrie aici. Ei care multe se iertă, căci a iubit mult. Păcatele nu se iartă acela care înalță rugăciuni multe sau rugăciuni sau formule. Nu, nu, nu acestea. Dumnezeu, acestea nu sunt nici măcar valoare să pun. Nimic nu le acestea. El ce creează și cântărește iubirea inimii. Aceasta. O, multă lume așteaptă a doua venire a Domnului, predică despre a doua venire, pa, pa, pa. Nu numai și celor ce vor fi iubit această venire, nu cine a așteptat, ci cine a iubit venirea lui Iisus. Nu cine a cerut iertare, ci cine a iubit iertarea, cine a iubit iertător. Și nu poate fi nimeni constrâns să iubească. Nu poate fi nimeni. Dar Dumnezeu după acest lucru va judeca. Păcatele care sunt multe sunt iertate, căci ai iubit. Dar iartă puțin cum ești tu, spre Simon, îi spune. În credință, ție nu prea ce să tu nici nu ai de ce să te lași. Nimic de care să te lași. Lumea e la altare, toată să ridice cu tare ăsta să se lase, nu știu ce, ăla să lase. Ai inventarul la știi precis de ce ar trebui să lase fiecare. Numai despre tine nu știi de ce ar trebui să te lași. Te gândești de nu găsești nimic în viața ta. Însuși lucrul acesta ar de care ar trebui să ne și cum vorbește despre o pocăință care ar trebui să ne pocăim. De pocăința noastră. Cui se iartă puțin? Iubește puțin. Apoi spune femei, iertate-ți sunt păcate. Se adresează persoana. Știu că de aceea ești aici. Știu cât de mult prețuiești lucrul ăsta. Iertate-ți sunt păcatele. S-ar putea să părim nebuni, dar nicio problemă. Fim nebuni pentru lume și pentru Dumnezeu. Festus, Pavele, tu ești nebun. Nu sunt prea alesule, Festus, nu sunt. Rostesc cuvinte înțelepte, nu sunt nebun. Citeam despre Moody că era pe tribună odată și primește un bilet din sală. De obicei îi trimiteau bilete cu anunțuri importante. El, înainte să apuce să citea anunțul acela, merge direct în fața oamenilor și îl desface și după aia trebuie să-l citească acum dacă l-a desfăcut. Și rămâne cuvânt. Înținea un singur cuvânt, de fapt, sau anunțul. Scrisoarea aceea, un singur cuvânt. Nebun. Așa zicea unul din sală. Trimiteau fel de fel. Se împotriveau tot predicării lui unii dintre ei. Și unul i-a scris, nebun. Multe scrisoare și cu duhul pe care l-avea și zice, fraților, sunt foarte mirat. Am primit foarte multe scrisori în viața mea care oamenii au uitat să le semneze. Dar aici, culmea culmilor, zice. Am primit o scrisoare în care omul s-a semnat și a uitat să semneze. Și în seara aceea a luat scriptura și ăla semnase acolo, nebun, știi. În seara aceea a luat scriptura și a predicat. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Și pe tema textului aceluia, cel care i-a scris nebunule, este de fapt pretextul și ținta și scânteia care a declanșat acea foarte frumoasă predică. S-ar putea cineva să pară nebun. Nu te teme să fii nebun pentru Domnul Hristos. Teme-te când te vor vorbi toți oamenii de bine, e semn rău, așa făceau părinții voi cu, cum scrie acolo, prorocii mincinoși, așa făceau. Cu prorocii mincinoși. Efectul acestui moment este declarația lui Iisus din Matei 26 cu 13. Oriunde se va predica Evanghelia în lume, se va spune ce a făcut această femeie. Nu ce a făcut Simon, ce a făcut această femeie. Dar știți, sfinții și păcătoșii nu,
nu se asociază. Știți ce s-a întâmplat imediat după ce Iisus a spus cuvintele, oriunde se va predica Evanghelia, se va spune ce a făcut această femeie? Știți ce s-a întâmplat în clipa imediat următoare? Să citim Marcu 14:10. În clipa imediat următoare. Marcu 14:10. După versetul 9 spune, adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Versetul 9 este acesta. Versetul 10 ce scrie? Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le bândă pe Iisus. Acest lucru a declanșat ura lui împotriva lui Iisus. Acesta a fost prețul pe care l-a plătit Domnul, stând în locul nostru. El a știut dintotdeauna că lumea o să-l înțeleagă greșit și îl va judeca și îl va condamna pentru felul cum știe el să mântuiască pe păcătoși și pentru că nu vrea să dea cu piatra în ei, ci doar în păcatul lor. Simon fariseul zice, dacă ar fi proroc, ar ști cine este. Din pricina faptului că el a stat în locul ei. Iubiți frați, este cineva gata să stea și în locul meu și în locul tău? Gata în această seară? Este cineva gata să primească pocăința noastră, să primească bucuria mântuirii din inima noastră? Viața și moartea sunt așezate înaintea noastră. Moartea veșnică sau nemurirea ne sunt la dispoziție. Care este cel mai mare și mai greu păcat pe care putem să-l comitem? Tare, ia să vedem. Să plecăm de la Domnul. Este o luptă în jurul fiecărui suflet. Și ar trebui să ne gândim serios. Lângă Lake Moses este o cale ferată. 4 băieți sunt în mașină. Vin pe traseu, se apropie de trecerea la nivel fără barieră și văd trenul. Și un băiat zice, care mai tare? Și apasă pe accelerator, vum, și demarează cât poate de tare, cu ceilalți trei mașini încordați la maximă adrenalina până sus de tot, trenul vine și ei vin în aceeași clipă în care ei intră pe linie, trenul izbește în plin și pulbere mașina și sunt morți toți cei 4 băieți. Lângă Moses Lake. Un bătrân a văzut nenorocirea. A clătinat din cap și a spus, dacă ar fi trecut ei mai înainte, ar fi câștigat 2 minute, poate mai puțin, cât trecea trenul. A clătinat din cap și a zis, ce puțin de câștigat și ce mult de pierdut. Invers, ce puțin de pierdut în legătura noastră cu mântuirea, ce puțin de pierdut pe acest pământ și ce mult de câștigat. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru iubit, îți mulțumim că în această seară Domnul Iisus Hristos a stat înaintea noastră și l-am văzut batjocorit și înțeles greșit și acuzat și condamnat din pricina iubirii pe care ne-o poartă și din pricina faptului că a stat în locul nostru. Femeia aceea păcătoasă, suntem fiecare dintre noi, în afara faptului că poate niciodată nu ne-am revărsat sufletul în mulțumire și recunoștință înaintea ta așa cum a făcut ea. Iartă-ne pentru răceala cu care te-am primit. Și te rugăm în această seară, deschide zăgazurile sufletului nostru. Dă-ne putere să lăudăm și să slăvim numele tău pentru iertarea ta, pentru jertfa ta. Și nu ne îngădui niciodată să comitem păcatul acela greu de a pleca dinaintea ta.
oricare ar fi boala sufletului nostru sau a familiei noastre sau a bisericii tale, orice ar fi pe conștiința cuiva, Doamne, nu ne da niciodată putere să plecăm dinaintea Ta. Ajută-ne să ne întoarcem la Tine, căci unde în altă parte vom putea găsi vindecare? Rămâi pentru totdeauna Mântuitorul nostru și ajută-ne să pierdem acest atât de puțin, ca să câștigăm acel atât de mult, Hristos Iisus, pentru care îți mulțumim acum și în veci. Amin.